Oamenii politici fac și ei pasiuni nebune pentru femei, dar asta nu ne afectează, oricum nu mai contează. No, 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 no. Ați auzit de scandalul ăsta cu domnul primar? Acum da, de... Da, da. Ce vă trece prin cap? Ce gânduri? Păi de aia nu mă fac eu primar. Decât să am amante și să plantez flori, mai bine sau așa, liber. Ce poți să mai ai, ce poți să zici despre așa ceva? Absolut nimic. Fără cuvinte. Pentru că localnicii botoșneni și-au pus încredere în ea, a avut încredere în ea, i-a dat votul și a primit și merit. Deocamdată e acuzat, nu se știe încă. Ai, domnule, că nu faci foc fără să iasă fum. Oamenii politici au femei, nu sunt ca astea pe care le știm noi, oh, nu. Nu știu dacă e adevărat. Poate o făcătură, ceva, o... Acum cu vin alegerile. Ce gânduri? Nimic. Fiecare cu viața lui îl privește, a pus flori. Așa mai uite... Eminescu, uitați-vă versuri, bănuic primăria. Eu n-am nimic cu... Cosmin Andrei este acuzat de anchetatori că ar fi furnizat în august 2021 subiectele de examen unei candidate la un post în cadrul Direcției Locale de Taxe și Impozite. Procurorii au fost vineri la biroul primarului, care i-a însoțit apoi la DNA Suceava. Edilul a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile. Nu, eu sătul de... E anul alegerilor și cred că una din explicații ar fi că cineva nu-l dorește să fie la candidator. E, știți, că acum aș cu alegerile astea se zvonește fel de fel de vorbe, poate nu e adevărat, eu așa cred. Acum dacă stai de vorbă cu o cunoștință, nu cred că trebuie să ne gândim la ceva mai rău. Asta, eu nu cred. Asta este, am auzit, dar nu... Fiecare cu intimitatea lui și cu treburile lui, nu ne băgăm. Eu am avut și am o părere bună de primar că o făcut, că am se cunoaște prin Botoșani. Dar astea sunt probleme de personale. În aceeași zi, vineri, primarul Cosmin Andrei a anunțat că s-a autosuspendat din toate funcțiile din PSD și că își va susține cauza cu bună credință și va pune la dispoziție organelor de anchetă toate informațiile ce îi vor fi solicitate.